Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu un furtunos de aplauze pe Mădălin Ghioc. E un omagiu. Nu, e mai bine de atât. Domnul Ghioc, revenire spectaculoasă la Umor. Bună ziua și bine nu v-am găsit. Probabil ați crezut că a scăpat de mine. Dar nu, sunt tot eu, băiatul care citește de pe foi că sunt prea prost să le învăț. Ce faceți voi, faceți bine, nu-i așa? S-au întâmplat atât de multe. Nu v-am mai văzut de când era Bendeac aici. Costel a plecat și ăla, ești nebun. La fel de multe s-au întâmplat și în România. Benzina s-a ieftinit cu 50 de bani. Salariul minim 18 milioane. Doar Andreiesca mai arată la fel. Însă cu două lucruri ne-am luptat anul acesta și am pierdut de fiecare dată. Intrarea în Schengen și intrarea în Comarnic. Astăzi vom discuta despre Austria. Ce au ăștia cu noi? Ce avem noi cu ei? Ce e Schengen? Ce e Austria? Cât mai costă un kil de cartofi? Toate în numărul de azi, Austria versus România. Țineți-vă bine de scaun, să nu plecați zicăieri că începem! Pentru cei ce nu sunt puși la punct cu știrile, Austria a refuzat intrarea României în Schengen când toată lumea era de acord. Dar asta mi-amintește și de ultimul meu sezon Ai Umor, când toată lumea era de acord să trec mai departe, mai puțin Austria cu dăchelul. Schengen ne ajută să trecem prin mai multe țări fără să fim opriți la vamă pentru controle. Adică mai pe românește, să trecem ca vodă prin lobodă. De asta vrem în Schengen. În Austria s-a născut Mozart, mare compozitor. A creat zeci de opere, printre care și Răpirea din Serai, pe care românii au luat-o și au făcut-o carpetă. Dar asta nu este tot, pentru că și în România avem micul Mozart, care a compus Mă doare la bas. Și austriecii au început să ne ia gazele când au auzit asta. Se spune că nu vedem pădurea din cauza copacilor, dar asta e o zicală care nu mai are valoare azi, că pădurile noastre au fost tăiate de austrieci. Prin Viena, când mergi pe străzi, ești înconjurat de istorie. Însă România și la capitolul ăsta stă mai bine, pentru că și la noi totul este istorie. Mai ales bunul simț. Iarna este o tradiție la noi. Românii se duc în Austria la schi, ceea ce este de înțeles când trenul până în Austria este mai ieftin decât un salam cu pâine și 3 kg de cartofi de la noi. De asta colegii moldoveni s-au dus cu melodia Trenulețul la Eurovision. Uite, trenul parcă zboară dintr-o țară în altă țară. Tot la Eurovision, Austria a dat lumii femeia cu barbă. Mai sunt și alte asemănări și aș vrea să fiți pregătiți. Și la ei, și la noi, se fură. Mai ales că și la ei sunt tot ai noștri. După ce am fost refuzați în Schengen, românii au început... Cortea, zi tu aici, ce au început? Au băgat cotul în vacă. Nu vreau. Românii au început boicotul băncilor austrieci. Dar apoi și-au amintit că au niște rate pe 30 de ani și au zis, mai bine lăsați așa, suntem ok. Au băgat cotul în vacă. La noi se face carne de porc, în Austria se face carne de vită. De asta Austria ne cam evită, că Austria e vită. Până la urmă am aflat că noi suntem poarta pe unde intră imigranții în Europa. Și cred că au dreptate. Au fost vreo doi care au vrut să ajungă la Cracovia din Polonia și au ajuns la Craiova. În alte știri, frații din Bacău a cumpărat toate clădirile unui gigant din Austria în valoare de 400 de milioane de euro și i-a trimis pe austrieci acasă. Practic, putem spune încă o dată că situația a fost salvată de orașul meu natal, Bacăuzville! La revedere, sper că v-a plăcut și seară bună, nu vă doresc! Forța Bacău! Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet!